răul nu a fost creat. Răul nu este decât binele pervertit. A gândi este bine, este un har. Dar există un univers al gândurilor rele sau chiar murdare. A ne manifesta sentimental este normal. Dar dacă o îmbrățișare sau un zâmbet își are locul, să ieși din niște limite, să răgnești și să faci cum a încercat David să facă la Achiș ca să scape, nu mai este normal. Chiar expresia carisma din limba greacă înseamnă daruri ale Duhului. Este ceva bun. Dar și alte expresii sunt bune. Dar cu expresiile ca și cu oamenii care poartă nume de Pavel sau de Daniel, dar el e mai degrabă Alexandru sau Dima. Odată cu intrarea în secolul 20, cum știți, a început mișcarea pentecostală în Statele Unite, în California, în Kansas. Au fost și alte locuri pe glob unde a demarat lucrări de trezire spirituală asemănătoare, fie din acele grupuri de sfințire wesleyene, cum a fost Țara Galilor sau la scurt timp în România, fie în partea Aradului, fie în partea Bucovinei. Și în decursul a un secol, acea mișcare incipientă a transformat mișcarea, începând în partea a doua secolului, în mișcarea carismatică, care a mers în paralel cu cea pentecostală, făcând-o astăzi a doua ca număr după Biserica Catolică. Unii se întreabă de ce au lipsit aceste manifestări spirituale de-a lungul istoriei bisericii. Ele n-au lipsit, însă au fost foarte sporadice, în mod special în Evul Mediu, când întunericul a fost mai gros. Dar reformatorii le-au recunoscut din Scriptură, chiar dacă nu s-au manifestat în mod evident și public. Dacă mișcarea pentecostală dădea tonul unei întoarceri sincere la Dumnezeu, și noi nu trebuie să luăm evenimente sau exemple de la americani sau de la alții, noi avem dovezi în țară, când acolo unde a pătruns lucrarea aceasta, oamenii au dovedit o întoarcere sinceră la Dumnezeu, până într-acolo încât orice cuvânt sau orice gând era sesizat și surprins de un cuvânt care nu era atât de elevat din punct de vedere teologic, dar era primit în sinceritate. S-au asistat la schimbări de vieți și la lucrări dumnezeiești. Au fost lucruri dovedite că vin de la Dumnezeu. Și cu așa cum se spunea la începutul mișcării bisericii în Ierusalim, n-ar putea să facă nimic dacă n-ar fi Dumnezeu cu ei. Erau lucrări dovedite de prezența Duhului între ei. Dar când a început mișcarea carismatică, ea a apărut pe fondul unui goliri de spiritualitate în bisericile pentecostale și chiar în celelalte biserici. S-au căutat manifestări și împliniri mistice, sentimentale. Și mai întâi au apărut manifestările carismatice și după aceea s-au formulat teologii carismatice, chiar dacă nu există ele puse la punct. În special, mișcarea aceea de la Toronto sau din Statele Unite, de la Pensacola, sau apoi din Coreea, în România, în Timișoara, a debutat după 90 la Agape, un centru carismatic. Pe lângă aceste biserici independente care au putut să acționeze cum au vrut, sunt astăzi foarte mulți evangheliști și profeți carismatici. Unii conduc biserici, iar alții conduc doar anumite întâlniri. De exemplu, Benny Hinn are parcă în Florida biserica de bază, dar el mai mult este plecat în Statele Unite și în restul lumii în organizarea unor astfel de adunări. În prezent, mișcarea pentecostală cuprinde sute de milioane, mișcarea carismatică fiind cu centrul în zona pentecostală, dar implementată și în celelalte biserici și chiar în biserica
catolică. Vreau să avem câteva comentarii ca o caracterizare biblică, mai întâi asupra mișcării și apoi asupra oamenilor implicați. În primul rând, manifestările nu sunt biblice. Adică, e vorba de râs necontrolat, tremurat, clănțănit al dinților, beții în duhul, căderi pe spate, răgete animalice. Vreau să citesc câteva versete care infirmă posibilitatea unor astfel de manifestări. În Fapte 2, unde s-a prezentat Duhul Sfânt în plinătate, scrie de la versetul 11. Cretan și arabi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci era o exprimare clară, auzibilă, perceptibilă. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11 și a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și rea profeția lui Ioel, în care se vorbește despre visuri, vedenii, descoperirile dumnezeiești pe care Duhul Sfânt le aduce. Efectul a fost o deschidere a publicului spre predică și în urma predicii a urmat botezul, urma să vină și peste ei prezența Spiritului Sfânt și apoi ei au continuat să stăruiască, spune versetul 42, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci a fost o comportare cu prezență supranaturală, dar armonioasă. Întorc la cartea lui Daniel, capitolul 8, de unde încearcă să se prindă cei care justifică manifestările acestea, 8 cu 17. Daniel a beneficiat de prezența unui înger, el a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fii cu luare aminte fiul omului că-și vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare, în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis, deci nu i-a spus nimic până nu l-a pus mai întâi în picioare. Plus că n-a căzut pe spate și a fost ca o proșternere împletită mai degrabă cu un sentiment de spaimă, nu neapărat a vrut să închine înaintea îngerului. Apoi se mai face referire la Ioan 18, la cei care s-au dus să-L prindă pe Domnul Iisus. În Daniel, dar n-am vrut să vă mai rețin încă un verset, mai a căzut odată, dar l-a pus cel puțin în genunchi. Ioan 18 cu versetul 6. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Dar nici aceștia n-au rămas acolo. Dar ei au venit să-L prindă pe Domnul. Erau dușmanii Lui. A fost doar o izbitură dată de prezența Domnului și de faptul că au fost demascați. Eu am văzut pe un CD-ul aspecte de la slujbele din Timișoara de la Agape și efectiv așa sunt. Unul e trântit pe spate acolo, altul lângă el se roagă, altul cu mâinile sus, în toate părțile și în toate formele. Cum se explică aceste manifestări? Că ele sunt. Vă spuneam de efectul din religiile orientale. La hinduși, în mod special, guru, învățătorul respectiv, îi provoacă pe adept să rostească un cuvânt la o repetare nesfârșită. Mantra. Astfel oamenii sunt depersonificați, are acces asupra minții lor și execută ca prin hipnoză exact ce le spune învățătorul. Aspectele acestea mai sunt ajutate de anumite stații pe fond muzical
dând volumul spre maxim, ca să ajute la depersonificare și astfel să-i poată controla pe oameni. Recent îmi spuneau frații de la Roma că a venit un evanghelist sau un păstor brazilian într-una din biserici și când au trecut ei la slain în spirit, la căderi, s-a oprit în fața lui și a încercat mai multe formulări cum fac ei, fie pronunțarea unui cuvânt, fie un semn cu mâna, și fratele n-a căzut. Dar el se ruga puternic să se împotrivească. Și s-a lăsat cum era un podium, brazilianul pe podium, și a zis: "M-ai obosit, cine ești? Mai stors de putere." Și oamenii de ordine i-au luat repede și i-au scos afară. Dar toți ceilalți au căzut în tranșă. Pe lângă aceste manifestări, vreau să observăm că ei reformulează teologia biblică și le este ușor, că nu pun prea mare preț pe Scriptură. Dacă nici manifestările nu sunt biblice, pentru ei profeția și cuvântul inspirat este superior Bibliei. Citiți, vă rog, cărți de ale lor, dacă vreți să vă lămuriți în detalii. Eu citesc ce spune Pavel în 1 Corinteni 4:6, referitor la posibilitatea vreunei descoperiri, vreunei revelații ulterioare. Fraților, zice el, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească de locul unul împotriva celuilalt. Să nu trecem peste ce este scris, căci Biblia se încheie cu aceea exprimare categorică: cine adaugă, îi se adaugă orgile, cine scoate, se scoate drept. Vă spuneam în lecția a doua despre meditația și gândirea pozitivistă. Teoria pozitivistă a fost formulată ideologic de Robert Schuller și conform ei, ideea ei fundamentală este să nu afiri păcătoșenia omului, că îi distrugi încrederea în sine. Să nu spui că omul este păcătos, că îi distrugi personalitatea. Dar ce spune Scriptura în privința aceasta? Ei chiar, unii dintre ei, spun că Pavel a exagerat. De ce s-a trudit atât de mult să dovedească că oamenii sunt păcătoși? Dar să ne uităm ce spunea Domnul, Luca 9:23, de exemplu. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, prima operație, să se lepede de sine. Exact ideea asta nu le place. Dar fără lepădare de sine, poate cineva să fie născut din nou, poate să fie în Dumnezeu? Vă rog, gândiți că lucrurile astea sunt foarte ascunse și subtile. Ei fac apel la sentiment și cei din zona penticostală sunt ușor de dus cu preșul. Spune Pavel, după aceea în 1 Corinteni 3, despre sine și Apollo, din nou, de la versetul 6-8. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Deci, nici înainte de pocăință, nu-i trebuie lăsată omului ideea de sine și nici după pocăință sinele n-are loc. Doar el trebuie să trăiască în noi. Atunci suntem noi într-un creștinism autentic, când noi nu trăim, ci Hristos trăiește. Dar gândirea pozitivistă, negativistă, ar fi că noi suntem răi. Pune pe om într-o altă postură, văzându-se într-o lumină favorabilă. Și asta face treapta intermediară la New Age, care spun, vom vedea noi în ultima lecție, că noi de fapt suntem Dumnezei, numai trebuie să ne descoperim valențele. Că și Dumnezeu nu este decât un om de 2 metri, de 100 de kilograme, și toți într-o zi vom intra în budeitate fiind alături de El. O altă greșeală categorică, teologică, a carismaticilor, este puterea cuvântului rostit. Ei consideră că inversul lezii fizice, care transformă materia în energie,
se poate produce în plan spiritual, adică să facem materie din energie. Au adunări la care, potrivit Evangheliei prosperității, le spune oamenilor ca fiecare să-și pună mâna pe pormoneu și să spună: pormoneule, umple-te de dolari. Da? Lucrurile acestea se practică. Și ei trebuie să facă prin energia spiritului materie. Căci prin Duhul, puterea cuvântului rostit are valoare. Vă dați seama ce aberație. În mod special, Wolfhard Margis se ocupă de ideile acestea. Tot legat de puterea cuvântului rostit, excelează sudcoreanul Yogi Cho. El de altfel recunoaște că ideea aceasta n-a luat-o din Biblie, puteți citi din cărțile lui, el spune că a primit-o direct de la Domnul. Nu-i din Biblie asta. De altfel, e de la vrăjitorii șamani siberieni. El spune că trebuie nu doar să poruncești, folosind în interpretare greșite aspecte din Biblie care spun să ceea ce credeți să și vă imaginați că aveți și l-ați și primit, vom vedea noi ce-i cu aia, să vizualizezi și să practici fenomenul clocitului, așa este numit. Să-ți imaginezi că ceea ce ai cerut ai și este acolo exact cum tu ai cerut, nu mai trebuie să intri în posesia lui. Cum privește Biblia acest aspect? Deschidem la Psalmul 33, că vreau să vă arăt că puterea cuvântului rostit este suprimarea teocrației divine. Psalmul 33. Citesc de la versetul 9. Căci el zice, nu noi, și se face. Poruncește și poruncește ea ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădăcește planurile popoarelor. Nici dacă toți am zice în cor tot pământul să zică ceva, tot nu iese nimic. Dar sfaturile Domnului denuiesc pe vecie. Apoi de la versetul 18. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Ei, potrivit acestor idei, nu trebuie să mai apelăm la Dumnezeu, doar rostim noi și facem materie din energie. Noi nu putem să facem nici pâine, că asta e ideea diavolului. Zis să se facă din pietri pâini, nici măcar din materie, dar din energie materie. Noi nădăjduim în Domnul că numai ce El se face este. Asta suprimă autoritatea lui Dumnezeu. Să nu mai mergem pe la El să cerem în numele Domnului Iisus. Să zicem noi. Noi nu avem putere în cuvânt. Puterea este în cuvântul lui Dumnezeu. Doar atunci este putere în cuvântul meu când repet ce a zis Dumnezeu. De exemplu, nu poate un organism local, administrativ, să dea o lege. Ea trebuie să fie dată de la centru, din capitală, și el doar citește cuvântul care a fost dat sus de autoritate, de putere, și atunci capătă putere. Dar oamenii aceștia nu-L recunosc pe Dumnezeu ca o autoritate și își asumă ei prerogative divine. Ei uzează de versetul acela din Psalm 82 și din Ioan 10, n-am zis eu, sunteți Dumnezei? Interpretând greșit, luându-și autoritate. Vreau să privim acum la câteva greșeli care se pot întâlni la penticostal, greșeli care dacă le faci, ajungi carismatic, în sens negativ. În primul rând, utilizarea darurilor Duhului Sfânt contrar recomandărilor Bibliei și punând prorocia deasupra Scripturilor. Sunt un stil de proroci astăzi care distrug și predicatorii și prorocii. Știți cum? Ceea ce prorocesc ei nu-i nici predică, nici prorocie. Și îi face pe oameni să nu mai creadă cuvântul când este exprimat din Biblie, doar atunci când se zice că e de la Duhul Sfânt. Dar când predic din Biblie, de la cine-i? Cuvântul a cui sabie-i? Nu a Duhului? Dar n-au nici elemente de descoperire. Spun doar chestii superficiale care pot fi interpretate ca horoscopul. Cum le pui? Să rămână în picioare. Dar de fapt n-au picioare. Dacă se pune accent pe unele daruri, inversând rolurile și ne lăsând temelia a întâi a apostolilor și apoi a prorocilor, am răsturnat lucrurile.
dacă se pune accent exagerat chiar pe vorbirea în alte limbi și nu ne rugăm să fie interpretare. Facem caz de una, dar a doua ne-am podmolit la verset. De exemplu, Alexander Dowie, el se consideră profetul Ilie și crede că prin prorociile sale, este un om din mișcarea carismatică, are putere infailibilă, ca și a cuvântului. O a doua greșeală. Neabordarea temeinică a studiului scripturilor și carențe în organizare. De exemplu, în tabere, în mod special în tabere de tineret, datorită dezorganizării care există, efectele carismatice au cel mai bun teren de lansare. Degeaba se încearcă uneori să se controleze situația. Un caz concret. Unul stătea jos și o femeie era cu capul pe pieptul lui. Și a venit unul din oameni de ordine și a zis, dar stați liniștiți. Și a zis, să vedeți de treaba, asta e soția mea. Voi faceți mai întâi ordine la slujbă, faceți ordine ca de biserică și apoi îmi cereți mie să dau dovadă de un spirit de respect față de slujba care este aici. Apoi, chiar disciplina în biserică. Dacă lăsăm lucrurile să curgă în mod haotic, lipsa disciplinei în stăruințe. Sau în alte întâlniri, de exemplu, relațiile cu cei de la catolici. Toate se amestecă. Când spunea o femeie româncă din Franța, m-am dus la o întâlnire și mi-am zis, cum să particip eu la o așa adunare, nu sunt obișnuită, dar fac probă. Dacă la prima și la a doua rugăciune mă simt bine, înseamnă că e normal și cum e la ei. Poftim. Ce mod de apreciere. După simțuri. Du-te după simțuri și o să îmbin lucrarea Duhului cu idolatria. O a treia greșeală și cea mai fundamentală este chiar pierderea liniei fundamentaliste a Evlaviei. Fiindcă puterea Duhului Sfânt este dată întâi pentru trăire și apoi pentru lucrare. La mine în Arad a venit un italian cu o româncă și mi-a zis, vreau să întreb ceva pe Dumnezeu. Da. Am zis, dar ce vrei să întrebi? Am o problemă. Ce problemă? Spune-mi. Vreau la un proroc. Ce problemă avea? Zice, uite, am stat cu român casa de câteva luni, acum este însărcinată și vreau să întreb pe Dumnezeu dacă să mă căsătoresc legitim cu ea sau nu. În holul bisericii la noi la Arad. Și a spus, băi omule, ce să întreb pe Dumnezeu, că ești total în afara scripturilor și a oricăror legi? Spune, nu, cum? N-ai familie în Italia. Am soție, dar divorțez înainte și apoi mă căsătoresc cu asta. Dar ești botezat? Da, sunt botezat și ca să primesc mai multă putere, am primit și Duhul Sfânt. Vă redau cuvintele lui, eu am discutat cu el. Femeia româncă cu oarecare de evlavie de simț în mintea ei a zis, măi, bine zice părintele, noi suntem total în ilegalitate. Dar el spunea, nu cum, adică doar și Dumnezeu trebuie să înțeleagă. Da, și apela la proroci. Întreba cineva, de ce nu mai lucrează Duhul Sfânt într-o biserică a noastră și de ce atunci lucrează la ei? La ei nu lucrează Duhul Sfânt. La noi nu lucrează că îi dăm de lucru cu păcatele și întâi dovedește lumea în ce privește păcatul. Ce să lucreze că de-abia se zbate cu păcatele noastre, să ne convingă și să ne schimbe viața. Ceea ce se întâmplă la ei, descrieți la fapte 8 și noi am avut o lecție împreună cândva și cu asta trec la câteva observații asupra oamenilor implicați, nu este decât cazul Simon. Oamenii au crezut, dar spune în versetul 13, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire semnele și minunile. Astea erau dragi. Asta e dragi la carismatici. Dar era schimbat? Iată ce spune Petru în versetul 22. Pocăiește-te! Dar ce vroia el? Să facă ce face Benihin. Dar nu era pocăit. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta în inimii tale, dacă este cu putință, cât văd că ești plin de fier amare și lanțurile fără de lege. Dar vroia să dea darul Duhul Sfânt la alții. Și plăcea în compania lui Filip să vadă minunile.
Vreau să vă amintesc câteva nume, poate îi întâlniți în cărți. Howard Browne, el se consideră barmanul Duhului Sfânt. Și consideră că poate să le dea o beție sfântă la cei care se duc la slujbele lui. Benny Hinn, el practică uciderile în spirit, sub diverse forme, dă la pământ cu mase între sau chiar numai punând mâna pe ecranul televizorului. El se consideră că este urmașul lui Catherine Kuhlman, o femeie care practica asemenea situații și de asemenea consideră că atunci când se golește spiritual, se duce în cimitir și primește putere de la mormântul unei foste evangheliste penticostale, Amy McPherson. Imaginați-vă ce fel de Duh Sfânt primește. Amintesc un altul, Kenneth Hagin, poate denumirile le greșesc puțin. El pretinde că a avut 8 răpiri în fața tronului. În 7 dintre ele zice că Domnul Iisus era desculț. El consideră teologia afectată că răscumpărarea noastră s-a produs în iad. Am găsit la cineva acum în Austria o carte Îngeri la datorie. Relatările unui păstor, dacă ați întâlnit cartea asta, el pretinde că a fost în fața, în sala tronului Dumnezeu și când l-a văzut pe Dumnezeu s-a speriat și Dumnezeu a spus, liniștește, ocupă loc pe fotoliu. Și i-a dat o listă cu 120 de evenimente care se vor întâmpla în viitor. Știți care era numărul 113 pe listă? Că Papa Carol Wojtyla va fi ales, cum a fost ales în 78, Dumnezeu îl va pune pentru unirea trupului Hristos. Deja sună ceva, nu? Mai prezintă el o imagine în care îngerul Gavril a venit la el și încă cu un înger numit Ciprion și când s-a uitat, îngerul Gavril era la 10 cm deasupra dușumelei, îngerul Ciprion la 50 și când s-a uitat și el era la 50 deasupra dușumelei. Deci era mai sus ca și îngerul Gavril în acea imagine. Din nefericire avem și noi românii noștri care pretind că au fost răpiți, unii în cer, alții în iad. Nu credeți așa ușor. Fără să dau un nume, unul dintre români crede că a venit Domnul Iisus după el, eu am ascultat direct caseta și spun de la amvon, nu risc să spun probabilități. Domnul Hristos a slujit doar pe post de delegat și l-a dus să întâlnească cu apostolul Petru, fiindcă avea o întâlnire, o întrebare grozavă. Știți ce a vrut? Să întrebe pe Petru dacă a purtat barbă sau nu. Vă dați seama? Vine Domnul Iisus după mine să mă duc în cer să-L întreb pe Petru dacă purta barbă. Cum se poate? Cum pot înghiți oamenii așa ceva? Mă amintesc și alte nume, de exemplu. Vă las pe dumneavoastră să gândiți că la Viena a fost, nu în România, Reinhard Bonnke. Eu am văzut numai afișele lui. În loc să fie evidențiat Iisus, este evidențiat El. Și în loc să fie evidențiată Evanghelia, sunt evidențiate vindecările. Vă rog să observați diferența contrastantă dintre ceea ce scrie în pleantele lui și ceea ce scrie în Evanghelie. Total contrastant. Kevin Proș, el consideră că Duhul Sfânt lucrează numai când se cântă cu bateria. Tom Tenney are o carte care a fost publicată în România și dată la toți păstorii, numită Alergarea după Dumnezeu, în care el spune că slujbele noastre la care noi ne adunăm și predicăm se cântă sunt goale și seci, doar când cădem la pământ, atunci vine Duhul peste orice carne. Când ești o masă amorfă, la sol. Și prezintă el un caz când păstorul a căzut, s-a răsturnat amvon, au sărit aranjamentele florare și toți au stat acolo grămadă la pământ. Asta consideră ei că este bucuria în Duhul Sfânt. Mă amintesc doar pe Norbeu Baumert, care crede, scrie el în cărțile lui, dacă astăzi ar trăi Pavel, nu le-ar mai opri pe surori să nu predice, ba din potrivă, le-ar încuraja să o facă. Deci oameni pentru care Scriptura n-are nicio valoare. Doar manifestările acestea excentrice. Hai să mai amintesc și de Yogi Cho. Zilele trecute am fost cu fratele Tipei la o familie pentru rugăciune și am constatat cu bucurie și dumnealui a zis, mă dezic de scrierile pastorului David, cum și-a luat el numele ulterior. În marea lui biserică de sute de mii de membri, ne-a povestit un om care s-a dus
Sunt echipe de sport, campionate interne, echipe de dans, evangelizări pe plajă. Iar rugăciunile sunt pe fond de muzică, sonoritatea este dată în volum maxim de la amvon, apoi se bate în masă și se oprește și rugăciunea este gata. Imaginați-vă dacă asta este o lucrare autentică. Lucrurile acestea ne pasc și poate nouă ni se crede că noi n-am fi stare să facem una ca asta. Dar evrei în pustie când au ajuns de s-au închinat înaintea zeilor din Moab până la pământ, cum au fost? Mult le-a trebuit? Nu. În mod special tinerii, într-o tabără pot fi seduși și în mai puțin de 2 săptămâni le practică cu tot dezvoltul. Apoi, după ce sunt practicate, sunt infiltrate teoriile celelalte, pozitivistă, a cuvântului rostit, și toate astea sunt o prefațare a ceea ce va veni. Care este, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt? Rețineți, 1 Tit 3:5, mai întâi Duhul Sfânt vine să ne schimbe viața, să ne înnoiască. Apoi vine să locuiască în noi ca într-un templu al Duhului Sfânt. Și în al treilea rând desfășoară lucrări. Și am făcut următoarea comparație ușor de reținut. Că tot se întreabă unii, când e mântuit omul? Când e botezat în apă sau când e botezat cu Duhul Sfânt? Mai întâi Duhul Sfânt își face casă. El adună materialul pentru casă. Te formează cu cuvânt. După ce e casa făcută, nu a făcut-o să nu stea în ea, nu? Vine în ea. Și ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Când vine acolo și locuiești. Și după ce stă în ea, n-are de lucru. Începe activitatea, nu? Daruri, slujbe. Dacă așa în această ordine lucrează Duhul Sfânt, acesta e Duhul lui Dumnezeu. Dacă are alt stil de lucrare, nu-l recunoașteți. Că e un Duh Sfânt care, ca și la Simon, vrea să facă activitate fără casă și fără să locuiască. Și toate astea, orientările doar spre semne și miracole, sunt o manevră a diavolului de rătăcire. Vă spun un ultim aspect și am încheiat. Când au venit magii la Ierusalim, reperul a fost steaua și l-au găsit pe prunc în scutece, în casă cu părinții. Ioan, când a fost să fie botezat Iisus, a zis, eu nu-l cunoșteam, dar cine m-a trimis să botez mi-a spus, asupra căruia vei vedea porumbelul acesta este. Dar însă și Ioan ajunge să se îndoiască, să spună, trimițând niște ucenici, el sau nu el? Și dă Iisus alt semn. Acum nu te mai uita după porumbel, că a fost atunci. Acum uite-te la semnele care sunt. Orbii văd, șchiopii umblă și săracii îți provodește Evanghelia. Dar astăzi, în vremea din urmă, când sunt atâția Hristos mincinoși, în corporații, în oameni, în organizații, în mișcări, cum îl detectăm și cum îl recunoaștem pe Hristos adevărat după semne? Nu. Matei 24, 2 Tesaloniceni 2, Apocalipsa 13. Semnele în vremea din urmă vor marca lucrarea de rătăcire, nu cea autentică. Vă citesc doar din 2 Tesaloniceni 2. De la versetul 9. Arătarea lui a formei de rătăcire religioasă se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelejuirii. Ați reținut? În față merg manifestările și în urmă vin modificările teologice. Amăgirile. Pentru ca cei ce n-au primit dragostea adevărului, adică adevărul pur, curat, o evlavie sinceră, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și rea, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelejuire să fie
osândiți, Doamne, păzește-ne să rămânem lângă un adevăr în dragoste. Și astfel nu ne va rătăci nimeni. Noi imediat ni se va aprinde becul și mă spune, nu-i normal? Ceva nu sună bine aici? Nu ne vom lua după ei și după masa de oameni, ci vom rămâne lângă Scriptură și astfel lângă Iisus. Reperul Hristosului în vremea din urmă rămâne cuvântul, nu miracolele. Vor fi și semne, în Apocalipsa 11 ele își au locul, dar ele vor stârni ura și repulsia lumii. Fiindcă oricine vrea să trăiască un evlavie în Hristos va fi prigonit. Dar vine și vremea slavei și noi o așteptăm. Amin.